Miliardarul Pavel Durov, directorul executiv al aplicației de mesagerie Telegram, a fost arestat seară pe aeroportul Bourget, de lângă Paris. Venea din Azerbaijan cu un avion privat. Iar numele său apare în ancheta privind lipsa moderării de conținut pe Telegram. În viziunea procurorilor francezi, acest lucru a permis activitatea infracțională pe platforma criptată, inclusiv spălarea de bani, trafic de droguri și partajarea de conținut pedofil. Durov, de 39 de ani, în calitate de șef al platformei, ar fi complice la aceste infracțiuni. De când miliardarul a părăsit Rusia în 2014, platforma și are sediul în Dubai. După ce Rusia a invadat Ucraina, Telegram a devenit principala sursă de conținut nefiltrat și uneori fals pentru ambele tabere ale războiului. Mai mulți blogări ruși fac apel la proteste în fața ambasadelor Franței din întreaga lume.